Un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile pe raza localității Ciocănești. În eveniment au fost implicați 2 adulți și 2 minori. În urma evaluării de către paramedicii SMURD, o femeie și un minor au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Au intervenit la fața locului pompieri militari ai detașamentului Vatra Dornei cu o auto specială de stingere dotată cu echipament pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2.